am hotărât ca toate persoanele să meargă, indiferent de asigurat sau neasigurat, la medicul din zonă, pentru că nu pot să-mi permit să spun unui om de la Izvoare de Suceava, care nu are medic de familie, să vină la Suceava, la centru care l-am înființat noi. Deci, regula este și legea spune că medicul de familie vaccinează. Sau dacă n-ai medic de familie, medicul de cartier, din cel mai apropiat cabinet. Iar la țară, medicul de circunscripție. Nu știu vreun medic care să nu-și fi ridicat vaccinul și care să se opună vaccinării. Dar telefoane că nu-și fac treaba, aud. Când verific, nu este ceea ce spune populația. Am spus și o repet, invit cei ce au probleme, urcăm în mașină și mergem și verificăm la fața lor. Pentru că m-am săturat de minciuni. Lumea s-a isterizat în ultimele zile, dar când îi rugam că dumneavoastră îmi sunteți martori la fiecare conferință de presă sau cu fiecare intervenție a mea, am spus să se vaccineze. Am rugat. Acum a ajuns isteria și într-adevăr nu-mi facem față. Pentru că vreau să vă spun, spitalele din județenii și celelalte nu au structuri de vaccinări ca în București. Și spitalele au o criză acută de personal.